Dragi telespectatori, iată-ne din nou împreună la emisiunea Până la marginile pământului. Sunt Daniel Bote și vă spun un călduros bun revenit. Așa cum sunteți obișnuiți, în fiecare episod avem ca obiectiv să călătorim în diferite părți ale lumii împreună cu misionari chemați de Dumnezeu să-L slujească și să contribuie la lărgirea împărăției Lui. Am bucuria în această zi să vă prezint o familie care nu e pentru prima dată, însă au trecut ceva anișori buni de când au mai fost aici în studio, aproximativ vreo 10, e vorba de familia Maghiar. Bun revenit! Bine v-am găsit! Dumnezeu să vă binecuvinteze în slujirea la care v-a chemat. Ei se ostenesc pentru împărăția lui Dumnezeu departe de țara noastră, în Africa, tocmai în Namibia. Dar până să ajungem să explorăm ținuturile, chemarea pe care Domnul v-a făcut-o, natura lucrării de acolo, haideți să facem niște pași de cunoaștere și pentru telespectatorii care poate că încă n-au apucat să vă cunoască sau poate că vă cunosc prea puțin, să ne aduceți niște elemente care țin de proveniența voastră, care țin de familie, care țin de biserica care vă acoperă și în felul ăsta să stabilim puntea de legătură cu telespectatorii și să pornim în călătoria aceasta frumoasă, apoi înspre locul și zona în care Dumnezeu vrea să vă folosească în această perioadă. Eu sunt Sandu, sunt de origine din Alești, de lângă Alești, soția Marinela, suntem căsătoriți din 2008, avem doi copii, Luca și Tania, și ca și familie suntem trimiși prin Biserica Philadelphia Oradea în parteneriat cu Agenția Pentecostală de Misiune Externă. Da, deci doi bihoreni. Înainte, fără copii, ați pornit ca familie. Iată că în aproape 10 ani de zile Dumnezeu a dus și bucuria asta și peisajul arată altfel, dar slavă Domnului pentru călăuzirea, pentru chemarea pe care v-a făcut-o în direcția asta. Și da, tot în Namibia, pentru că uneori discutând cu misionari, cu slujitori ai Domnului, chiar în acest studio, observăm de-a lungul câte unui deceniu, chiar unor ani mai puțini, că își schimbă locațiile, Dumnezeu lucrează diferit cu fiecare. Voi ați rămas pe aceeași zonă, pe aceeași linie și ne-ar ajuta să ne spuneți câteva lucruri despre Namibia. Lucruri care țin de geografie, de demografie, de peisajul religios, de partea aceasta bisericilor, elementul evanghelic, dacă e posibil, cum e integrat. Da, Namibia e o țară din sud-vestul Africii, așa mai spre vest, dar e vecină cu Africa de Sud, cu Angola, cu Botswana. Și ca populație e o țară mică. Ultimele estimări sunt la undeva la 2.500.000 de locuitori. Recent s-a făcut un recensământ, dar încă nu sunt publicate datele. Dar ca suprafață ar încăpea 3 românii și ar mai rămâne loc. E o țară vastă, relief deșertic, lucru care explică numărul populației, numărul mic al populației. Însă populația e fărămițată în multe triburi, desigur în alte țări pot fi și mai multe, dar având în vedere că sunt sub 3 milioane de locuitori, avem poate vreo 20 de limbi și dialecte care sunt vorbite în Namibia. Și asta cam indică numărul de triburi și subtriburi din țară. Spre bucuria noastră, limba oficială e limba engleză. Și asta e limba în care vorbim. Noi nu lucrăm doar cu un trib, lucrăm cu mai multe triburi și chiar dacă nu ne-am mutat în altă țară pe parcursul celor 10 ani, ne-am mutat dintr-un loc în altul în cadrul aceleiași țări.
și mutându-ne am experimentat schimbări în sensul acesta. Am lucrat cu un alt trip sau o altă limbă a fost vorbită în zona în care am locuit. În ce privește religia, biserica, Namibia se declară în proporție de 90% ca fiind o țară creștină. Dar în mare parte asta înseamnă un creștinism nominal. Pe linie evanghelică, lucrarea misionară a început undeva în anii 1870 cu misionari finlandezi, luterani, care au mers să vestească Evanghelia și poate că și în alte părți se întâmplă atunci când se trece de la o generație la alta, lucrurile devin tradiție și poate noua generație sau peste două generații se pierde esența. Și din păcate, chiar și în cadrul bisericilor evanghelice se vede o pierdere a trăirii creștine, a unei trăiri biblice, a unui focus pe caracter, pe un caracter centrat pe Hristos. Și acolo ne vedem noi locul să ajutăm biserica locală să revină la valorile biblice, să vadă din nou care e chemarea noastră ca și creștini în societate și oriunde suntem așezați. Poate să revin puțin și mai aproape de noi, în bisericile penticostale cu care noi lucrăm în principiu. Acolo e o fărâmițare și mai mare și o ceață, dacă pot să spun așa. Nu putem să dăm nici măcar date exacte câți sunt, pentru că e o dinamică enormă. Mișcarea penticostală e foarte fărâmițată. Oamenii sunt împărțiți, membrii bisericilor se mută foarte ușor de la o biserică la alta. Și chiar și pastorii mulți nu sunt instruiți, nici nu caută instruirea, din păcate. Nu vor să meargă la o școală biblică care nu e de natură penticostală. Și din nou avem așa un fel de ruptură între Biblie, între ce e biblic, între ce înseamnă cu adevărat să fim Biserica lui Hristos și trăirea de zi cu zi. Bisericile se deschid așa, pot să zic, se deschid peste noapte. Dacă într-o biserică și unul dintre ei nu-i mai place, știe să citească din Biblie și știe să vorbească, merge și a doua zi își deschide o biserică, are un garaj acasă mai mare și gata, duminica următoare el deja are biserică. Și merge cât merge și la fel cum s-a deschis, la fel se și închide. Și e foarte greu să mai ții pasul cu câte biserici, câți oameni sunt, pentru că nu vor să lucreze împreună, nu vor să lucreze cu organizația. Există câteva organizații mai mari penticostale, dar e greu să-i aduni împreună și să lucreze împreună. Nu vor să lucreze împreună și atunci ei își deschid o biserică și se fac ei singuri organizație și mai deschid o altă biserică, poate în altă zonă și după un anumit timp se fac singuri președinți de organizație sau bishopi sau așa și da, e foarte, foarte dificil să lucrezi și cu ei și ei între ei nu vor să lucreze. Ca și păstori, ca și lucrători, e foarte greu să-i aduni împreună. Da, iată că sunt nevoi. Nu știu la ce se gândesc telespectatorii sau oricine când ar auzi în bisericile noastre cuvântul Namibia. Probabil ar încadra-o în continent, ar zice Africa, însă e atât de colorată, iată că e o regiune aparte și pe specificul ăsta e mare nevoie de stabilitate, de consolidare și nu la întâmplare Dumnezeu, după ce v-a format, echipat într-o măsură, cu uneltele care vi le-a pus în mână, v-a așezat acolo. Și noi după atâția ani avem
bucuria să vedem chemarea lui Dumnezeu peste viața voastră în vremea asta acolo. Și ne amintim de fiecare dată că implicarea în misiune nu-i aventură, nu-i o vizită turistică, nu e un mers la muncă pentru a câștiga bani sau știu eu ce fel de călătorie cu obiective politice, economice. E o chestiune spirituală ce ține de lărgirea împărăției lui Dumnezeu, care necesită o chemare. Și dacă sunteți acolo într-un asemenea climat și dacă au trecut atâția ani, e clar că e o chemare în spate. Cum ați ajuns să înțelegeți chemarea asta? Dacă puteți împărtăși și pe rând sau împreună, oricum, ați plecat ca familie, ați înțeles și înainte de a vă căsători că Domnul vă cheamă într-o asemenea direcție, ați înțeles după și apoi specific legătura cu această zonă. Noi amândoi putem să spunem că de la școala duminicală începând, o sămânță s-a semănat acolo, auzind povestiri misionare și chiar poate misionari care au vizitat biserica. Și în sensul acesta nu trebuie să subestimăm școala duminicală și lucrarea cu copiii. Eu o am pe inimă de mult timp. Însă personal, așa pe parcurs, am mai avut anumite momente în care am zis: Doamne, oare aș putea eu, o tânără din născută în satul Țețchea de nicăieri, din județul Bihor, un sat mic, oare aș putea eu să te slujesc în acest sens? Și ca și copil aveam în biblioteca familiei o carte care se numește Poți schimba lumea, o carte care prezenta mai multe popoare din lume și cu rugăciune, cu povestiri, cu întâmplări, și m-am rugat pentru popoare neștiind că într-o bună zi voi ajunge să slujesc un alt popor. În tinerețe, din nou, am fost la o conferință de tineri unde s-a făcut o invitație spre misiune. Chiar tema conferinței era E vremea ta și, pe scurt, ideea era: România a primit mulți misionari și se văd roadele. Acum e vremea noastră să ducem și noi mai departe ceea ce am primit chiar după Revoluție. Și am cerut Domnului așa constant să mă călăuzească, dar mi s-a părut mult timp o copilărie sau o dorință din copilărie care nu se va manifesta neapărat așa în realitate. Și apoi am mers la facultate, am avut un gând să merg la o școală biblică, dar nu s-au așezat lucrurile și am crezut poate că nu se va întâmpla așa în direcția aceasta. Dar noi ne-am întâlnit într-un grup de tineri care aveau pe inimă misiunea și ne-am implicat așa pe plan local și în România cu acest grup. Acolo ne-am cunoscut și am ajuns să ne căsătorim poate la vreo 2 ani după ce ne-am cunoscut. Nu știu dacă vrei să adaugi tu poate partea ta. Da, ne-am cunoscut pe câmpul de misiune, putem să zicem. Și după ce ne-am căsătorit, a fost o perioadă așa de stagnare și în viața noastră și în viața de familie. Eu am început să merg ca orice tânăr, am mers în străinătate o perioadă și după mai mult, câteva luni, aproape un an de zile am fost plecat. Am zis gata, nu mai merge așa, asta nu-i familie, și am stat așa ca și familie și am reflectat la viața noastră și ne-am rugat și ne-am rugat Domnului să ne deschidă ochii și inima și să ne deschidă oportunitate, vrem să facem mai mult pentru El. Eram implicați în biserica locală și am întâlnit un prieten care mi-a prezentat un pic lucrarea de misiune, lucrarea din Namibia. Până în acel moment nici nu știam poate pe hartă unde este Namibia, dar după conversația cu el am început să caut. Am intrat pe internet și am început să caut despre Namibia, unde-i oameni, și Dumnezeu a prins așa în inima noastră
în inima mea, la început, o dragoste pentru această țară. Din familia noastră, în special, noi stăteam la Marinel acasă, socrii ei toți, cumnații, toți știau despre Namibia. Le povesteam tot ceea ce eu aflam despre Namibia și după o perioadă, fratele Florin Ile ne-a pus în contact cu o organizație de aici. Au avut un curs de o săptămână în Cluj și am venit aici și l-am întâlnit pe fratele Ghiță Rițișan. După câteva luni, fratele Ghiță a venit în Oradea și ne-am întâlnit cu el față în față și am povestit despre dorința noastră de misiune și așa ne-a fost prezentat școala de misiune de la Constanța, în care în 2 zile ne-a făcut bagajele și am fost la școală în Constanța. Și timp de 2 ani de zile Dumnezeu ne-a pregătit, am fost instruiți ce înseamnă misiune, ce înseamnă misiune transculturală într-o altă țară. În anul 2 a mers ca și 6 săptămâni într-o practică în Namibia și când am ajuns în Namibia am zis aici e țara unde vrem ca să lucrăm și am simțit cu adevărat că Namibia este o țară unde putem să facem lucrare de misiune și ne-am întors în Namibia după ce am terminat școala de misiune, ne-am întors în Namibia și de 10 ani de zile Dumnezeu a deschis ușă după ușă să putem să rămânem în Namibia ca și misionar și să lucrăm cu bisericile locale de acolo. Da, e încurajator de fiecare dată când ascultăm istoria călăuzirii unei persoane, unei familii în direcția unei chemări specifice și au fost poate câteva cuvinte, câteva minute, dar iată că e vorba de ani în care Dumnezeu a așezat sămânța, a țesut lucrurile și într-un final, după viziune, vale, a fost adeverirea și ați ajuns în Namibia ca familie. Toate și-au un început, cu siguranță a fost acolo și un start al lucrării din ceea ce am înțeles, startul ăsta a avut loc în partea nordică a țării, în Rundu. Cum au fost începuturile? Dacă ne puteți împărtăși unele bucurii, unele greutăți din slujire, poate sunt aspecte de ordin cultural care aveau potențialul de a crea un șoc, voi vă amintiți mai bine, ne-ar ajuta să ne împărtășiți câteva detalii și din această zonă. În rândul ne-am implicat într-o școală. Înainte să mergem pe termen lung, am făcut o călătorie de 3 luni, timp în care am vizitat mai multe părți ale țării și în rândul am găsit o școală legată de o biserică și cu o programă care era bazată pe scriptură, pe Biblie. Și am dorit să mergem să punem umărul acolo, să ajutăm ca și voluntari. A fost o perioadă frumoasă în care ne-am acomodat la climatul țării, nu vorbim neapărat de cel fizic, dar am încercat să și vorbim, să învățăm o limbă locală în perioada aceasta. Locuiam, poate pe partea de șoc puțin, locuiam într-o casă închiriată de alte 9 persoane. Una dintre camere era a noastră și cu bucătărie comună. Deci am avut ocazia să vedem mai mult din cultura oamenilor din loc. Și a fost o perioadă de 1 an și ceva cât am stat acolo în rândul. Poate tot pe partea de șoc am fost puțin așa, am plonjat într-o biserică care promova foarte mult Evanghelia Prosperității, neștiind asta dinainte, la suprafață lucrurile păreau foarte plăcute, însă după ce am stat mai mult timp și am auzit ce se predică și am înțeles de fapt ce se urmărește, acela a fost mai mult un șoc pentru noi și n-a fost o perioadă ușoară,
Dar a fost o perioadă în care ne-am și noi ne-am reîntors la Scriptură și ne-am revizuit credința și principiile după care ne trăim viața. Și Dumnezeu ne-a învățat mult în perioada aceea. Am fost tineri și proaspeți și proaspeți pe câmp și cu puțin suport local, pentru că nu cunoșteam alți pastori, nu cunoșteam prea multă lume în țară, dar ne-a fost de folos, pentru că apoi mai târziu am știut ce nevoi sunt pe parte de doctrină și de învățătură în biserică, care sunt lucrurile pe care trebuie să le adresăm atunci când comunicăm cu credincioșii. Și a fost o perioadă cu folos. Șoc pentru noi și greu la început, dar am văzut felul în care Dumnezeu ne-a călăuzit în acel loc, pentru că a fost o întrebare: Doamne, dar de ce ne-ai adus aici? Dar cu timpul, cu ani, peste ani, am văzut că ne-a fost de folos să fim expuși la așa ceva. A fost o pregătire. Da. Pentru că noi nu știam ce e Evanghelia Prosperității, nu ne-am întâlnit cu persoane care să promoveze Evanghelia Prosperității și la început am avut câteva zile cu ei și am vorbit și n-au zis absolut nimic. Au zis doar lucruri care știau că vrem să le auzim și după aia când ne-am hotărât să mergem la ei la biserică, am primit viza prin școala lor. N-am mai avut ce face, a trebuit să stăm acolo la ei până ni s-a expirat viza. Și ei tot timpul ne ziceau: voi acum sunteți la noi, trebuie să învățați ce vă învățăm noi, tot ceea ce știți, uitați și să învățați lucruri noi. Și am avut ore în șir discuții și cu Biblia în mână și nu am reușit să ajungem la niciun numitor comun. Și sincer ne-am bucurat că ni s-a terminat viza prin ei și atunci am zis ok, noi ne despărțim și am mers mai departe. Da, întotdeauna în lucrare Dumnezeu are etape în care ne șlefuiește, ne formează, nu ne dă anunț dinainte și nu ne descrie traseul, dar așa cum aminteați și voi, când te uiți în spate, vezi sensul unor etape, unor paranteze din viață și noi spunem slavă lui Dumnezeu că v-a păstrat integri și ați rămas stabili în credință și ați trecut cu bine de testul ăsta ca să puteți fi folositori în ceilalți ani. De 4 ani de zile aproape nu v-ați întors în România și asta înseamnă că pandemia de coronavirus v-a prins acolo. Am vrea să uităm, n-am vrea să se mai întoarcă asemenea experiențe, dar totuși a fost vorba de o perioadă semnificativă de câțiva ani grei pentru tot mapamondul și acum vorbim despre biserici, în mod specific lucrători. Cum a fost acolo experimentată situația asta pandemică? Cum ați gestionat voi viața de familie, slujirea în acea perioadă? Da, și Namibia au fost atinsă de această pandemie și chiar la început oamenii nu s-au panicat foarte repede, dar după o anumită perioadă guvernul Namibiei a început să pună tot mai multe restricții. Chiar orașul unde noi locuiam, noi am fost închiși ca și oraș aproape 6 luni de zile. Ne mai deschidea câte o săptămână, după iară închidea, nu puteai să ieși din oraș. Dacă chiar vroiai să ieși, trebuia să mergi la poliție, să faci o declarație și cele mai multe cereri de ieșit erau respinse. Ca și biserică, la început a fost ok, ne-am întâlnit, am făcut și noi toate protocoalele care se cereau cu mască, dar de
mai multe ori ne-au închis ca și biserici, nu aveam voie să facem niciun fel de întâlnire. După aia ne-au dat voie doar câteva persoane și când era voie câteva persoane, am văzut oamenii erau speriați și nu veneau. Am încercat să facem și două servicii de biserică duminica și de foarte multe ori veneau poate câțiva la unul dintre servicii și la doilea nu mai venea nimeni. Putem să zicem chiar și după un an de zile am simțit efectele pandemiei și prezența. Da, prezența oamenilor la biserică a fost foarte greu să-i aduci înapoi și să-i să fim înapoi cam cum e acum biserica. Da, ca și bine. Familie, ca și familie am trecut și noi peste. Nu cred că am avut COVID, am fost răciți, ne-am făcut test și nu a ieșit negativ testul, dar... Da, nu e nimic semnificativ, să zic, care să împărtășim. Eu am fost implicată mult în lucrarea cu copiii și cu copiii nu am putut să ne întâlnim deloc. Organizația cu care lucrăm acolo în direcția asta au creat niște videouri, niște lecții video pe care le-am trimis părinților, însă nu foarte multă lume avea internet. Știm că în alte părți ale lumii s-au putut face servicii online, dar la noi în Namibia acest lucru nu a fost posibil, deoarece lumea nu are acces la internet așa, în așa măsură ca și pe aici, de exemplu. Da, la asta mă gândeam în mod special pentru că la noi s-a amplificat latura tehnologiei, aproape toate bisericile și-au activat potențialul ăsta tehnic și biserici care poate că n-ar fi avut de gând să o facă pentru că nu mai erau soluții, nu erau alte căi de comunicare. Da. Au învățat să pună la punct așa un mic sistem și am văzut că binecuvântare și tehnologia. Și ne dăm seama că dacă n-ați avut posibilitatea asta, în alte părți, da, cu atât mai mult s-au resimțit și efectele, pentru că izolarea, despărțirea asta produce efecte pe care până și noi aici le mai resimțim încă. Da. Ne bucurăm că ați rămas tefer și că Dumnezeu v-a întărit în toată încercarea asta. Dar revenind la traseul vostru, la călăuzirea lui Dumnezeu în zona Namibiei, e clar că s-a încheiat etapa cu Rundu, etapa din nord și a urmat eventual alte locații. Unde sunteți acum și până ați ajuns în locul în care vă găsiți, pe unde ați mai fost așezați cu viața și cu lucrarea și cum v-a călăuzit Dumnezeu pe traseul ăsta și ați înțeles că e necesar să faceți schimbări și mutări, chiar geografice. Chiar acum suntem în capitala Namibiei. Uh-huh. Anul acesta ne-am mutat din luna septembrie 2023. Poate să fiu specifică. Am locuit, acesta e al cincilea oraș din Namibia în care locuim. Așa cum am zis, am început în Rundu, dar în anul 2015, când ni s-a născut primul copil, am avut o altă provocare legată de viză, de șederea în țară. Și s-a ajuns, după mai multe încercări, după recursuri la autoritățile în cauză, am ajuns că am primit și o scrisoare care zicea să părăsim țara în 21 de zile. Și în perioada aceea, și în consultare cu agenția de misiune, am abordat pe cineva care știam că are o conexiune cu universitate și le-am spus, eu sunt dispusă să predau într-o universitate dacă aveți nevoie. Și a venit exact în momentul în care credeam că nu mai există posibilitatea să stăm în Namibia,
Eram deschiși și să ne întoarcem și să ne ducem în altă țară, însă Dumnezeu a deschis ușa exact la momentul potrivit. Și de atunci eu predau la o universitate locală și celelalte mutări au venit cumva în conexiune cu universitatea. Mm-hmm. Am locuit în zona Cavango de Vest, la vreo 140 de kilometri de rundul. Acolo a fost un oraș așa mai sat, cu puțină populație, dar și puține posibilități. Locuiam într-o casă fără gard și măgarii veneau până la geam. Băiețelul nostru îi cunoștea foarte bine, măgari, capre, găini, așa mai departe. Însă și acolo a fost o perioadă frumoasă unde am legat relații. Apoi mai târziu ne-am mutat pe coasta Atlanticului, în orașul Swakopmund. Asta a fost o mutare mai mult pentru familia noastră, așteptam al doilea copil și nu ne vedeam să stăm acolo, în zona aceea. Am fost, spre exemplu, la un vaccin cu Luca sub un copac și am zis, Doamne, dacă deschizi ușa asta, noi ne dorim să ne mutăm pentru familie, fiind și la început cu copii mici, știm că trebuie să avem în vedere și aspectul acesta. Și vorbind cu alți misionari, am înțeles că totuși misiunea sau câmpul numărul unu de misiune e familia noastră și trebuie să avem grijă și de familie și de copiii noștri. Acolo am locuit doar un an și în ultimii 6 ani aproape am locuit în orașul Walvis Bay, care a fost perioada petrecută, cea mai lungă perioadă petrecută într-un loc. Și acolo putem să spunem că am investit mult și ne-am așezat bine, am legat multe relații, copiii noștri au început să meargă la școală acolo și a fost o perioadă foarte frumoasă, o perioadă de creștere, de maturitate mult mai lungă. Da, și acolo în Walvis Bay am întâlnit un pastor, priet care ne-a devenit prieten și prieten de familie, pastorul Peter Naliende, cu care în ultimii 6 ani de zile am lucrat în biserica din Walvis Bay și ne-am ajutat la ridicarea bisericii, învățătură, în special învățătură, studiu biblic și lucrarea cu copiii. Și chiar am văzut cum Dumnezeu ne-a crescut și pe noi, ca și familie, ca și individual, ca și persoane, și am văzut cum pas cu pas Dumnezeu ne-a călăuzit. Chiar dacă în 2014 ziceam că nu mai avem nicio șansă să rămânem în Namibia, Dumnezeu a deschis ușa și ne uităm în urmă și după 10 ani de zile suntem tot în Namibia. Și chiar dacă de multe ori nu am văzut doar puțin în față, Dumnezeu a luminat calea așa, pas cu pas, cum a trecut timpul, Dumnezeu a deschis ușile și am văzut, n-am văzut tot planul de la început. De multe ori ziceam că acum ce mai facem? Ce facem acum? Pentru că nu vedeam nimic înainte, dar mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare oportunitate și fiecare ușă deschisă și oportunitate să slujim în Namibia și în biserica din Walvis Bay. Biserica se numește House of Prayer, Casa Rugăciunii. Și acolo am văzut cum Dumnezeu ne-a maturizat și pe noi ca și persoane, ca și familie. Și Tania s-a născut în oraș, Luca s-a născut în Rundu și Tania s-a născut în zona dinspre ocean, pe coasta Atlanticului. Da, una din marile provocări în misiune, știm cei mai mulți, e să ai acoperirea vizei, să fii integrat social sau să-ți poți înțelege
locul, rolul acolo în societate, încât să poți aduce o mărturie bună, sănătoasă, fără să apară turbulențe la capitolul ăsta al integrării, să zicem, în peisajul civil, social. Și nu-i lucru de apucat să ai o viză și să fie pe un asemenea fundament al implicării în universitate, al predării. E un har de la Dumnezeu, ne bucurăm și suntem recunoscători pentru ușa asta deschisă. Cum e munca asta, Marinela, dacă ne mai poți spune câteva cuvinte despre implicarea ta la universitate? Mă întrebam, oare tot timpul ai fost în același punct implicată și munca a însemnat aceeași locație sau și mergeai de la distanță spre capitală sau au fost diferite puncte cu universitatea, cu predarea sau a fost și dimensiunea online? Ce înseamnă și a însemnat implicarea asta ta în universitate și eventual am văzut că mai aveți un proiect care vă e aproape de inimă despre o academie creștină, Thrive Christian Academy, dacă pe linia asta educației și în ceea ce te implici și în proiectul respectiv ne mai poți spune câteva lucruri, am aprecia. Da. Universitatea are mai multe centre în țară și acolo am început în Cavango de Vest, într-un orășel, apoi în Soacomund, tot prin universitate am mers și aveau un campus care s-a închis apoi și din acest motiv a trebuit apoi să ne mutăm vrând nevrând în Walvis Bay. Implicarea mea constă în predarea limbii engleze, limbilor engleze și franceză, cursuri de comunicare de asemenea, gândire critică, am un curs pe care l-am predat și mă simt împlinită în această direcție. Văd că studiile pe care le-am făcut înainte îmi sunt de folos pe câmpul de misiune, pentru că eu am studiat litere, am studiat engleză și franceză și poate uneori ne gândim de ce mai faci o facultate dacă te duci pe câmpul de misiune. Într-un fel, văd că mi-am și schimbat perspectiva legată de ce pot eu să ofer Namibiei sau Africii în general. Chiar la început mă gândeam, păi eu orice fac acolo o să fie de folos. Însă am mers acolo și am găsit oameni educați, am găsit oameni înțelepți, de la care eu am avut ce să învăț. Și mi-am dat seama că nu putem să mergem cu o asemenea atitudine, să zicem că noi orice facem e mai bine decât ce au ei acolo. E foarte greșită atitudinea asta. Și noi mergem și suntem egali cu cei de acolo. Și noi avem multe de învățat de la ei. Și îmi face mare plăcere să lucrez cu oamenii aceștia și cu studenții, să văd că contribui chiar și la viața lor personală, îi sfătuiesc. În universitate m-am mai implicat și în punctul de admiteri a studenților la cursurile pe care doreau să le facă, bineînțeles. Am avut și studenți care veneau seara la cursuri. Nu e ușor în sensul că mi ia mult timp implicarea în universitate, însă o fac ca pentru Domnul și cumva mă simt așa liberă de orice așteptări din partea universității, dar o fac cu drag. Fiind și o țară predominant evanghelică, undeva la 60 și ceva la sută sunt evanghelici, 65 poate, sunt și catolici, vreo 20%. Foarte mult e integrată rugăciunea în orice întâlnire, în orice activitate și la universitate avem întâlnirile mari cu studenții, încep cu rugăciune și uneori mi se acordă și șansa asta să încep cu un gând din Scriptură și să fac o rugăciune la începutul întâlnirii și o văd și asta ca pe o slujire importantă. Caut să exprim anumite gânduri care știu că vorbesc studenților și care știu că ar fi o încurajare pentru studenți să se întoarcă la Domnul și să-L caute pe El. Legat de Thrive Christian Academy,
Numele școlii înseamnă thrive, înseamnă a crește viguros. Limba engleză e foarte importantă în Namibia și cuvântul ăsta, chiar dacă pentru noi românii nu înseamnă mult, pentru Namibia înseamnă ceva important. Și am deschis această grădiniță deocamdată în capitală anul acesta, în ianuarie, și vrem să o dezvoltăm, să fie, să crească mai mult. Copiii noștri deocamdată vor fi învățați acasă anul viitor, însă dorința noastră este să o creștem, să fie o școală creștină, cu o curiculă creștină, în care copiii învață scriptura și pe lângă cele academice, chiar și în matematică, spre exemplu, vor avea un verset de învățat, de memorat, de înțeles. Și dorim prin asta să oferim părinților un context în care să știe că își încredințează copiii unei școli care nu va include niciun fel de ideologie, care ajung și în Namibia, își fac loc și în Namibia. Și dorim să oferim asta părinților din Namibia și pe lângă asta să fim parteneri împreună cu părinții. E o mare nevoie și în direcția creșterii copiilor. E o mare nevoie de învățătură în direcția aceasta și vrem ca prin această școală să răspundem și acestei nevoi a părinților. Da, e atât de importantă zona educației, a creșterii și iată că Dumnezeu a deschis un front serios de lucru pentru voi în direcția asta. Sandu, dacă ai putea adăuga și din alte proiecte, să ne împărtășești poate alte lucrări în care și tu ești direct implicat, să ne știm că voi cam în toate cumva sunteți și împreună, pentru că nu se poate ca familia să nu simtă povara oricărei lucrări în unitate, dar într-un anume sens aveți și lucrări în care sunteți vârf de lance și dacă ne poți împărtăși câteva detalii despre unele lucrări aproape de inima ta, care sunt pe rol sau au fost în ultima vreme, ne-ar ajuta. Da, din 2013, când încă eram în rundul, am călătorit în două sate, în satul Ceto și satul Pipo, și acum acolo avem plantate două biserici. Nu era nicio biserică în aceste sate. Mai mergeau luteranii din când în când, dar nu foarte des. Și împreună cu prietenul nostru Octavian am mers acolo în sat și am discutat cu șefii de sat, pentru că trebuie să cerem acordul șefului de sat din aceste sate dacă ne dau voie să mergem și să vorbim cu oamenii, și le-am explicat ceea ce vrem noi să facem. Mulțumim Domnului pentru că șefii de sat au fost deschiși. Chiar unul, șeful de sat din Pipo, la început a fost cam sceptic, nu și-a dat acordul imediat. A zis, ok, veniți, dar vedem după aia ce se întâmplă. Și după o anumită perioadă l-am botezat pe șeful de sat din Pipo și vedem cum Dumnezeu a deschis inimile oamenilor și am plantat două biserici acolo, am avut botez, chiar primul botez care l-am avut în 2016, am avut 42 de persoane din ambele sate. Și după aia, anul 2019, am avut un alt botez în Ceto și cu ajutorul Domnului, anul viitor, când ne reîntoarcem în Namibia, o să avem un alt botez în satul Pipo. Și am construit două biserici, sunt construcții din cărămidă și mulțumim Domnului pentru această oportunitate să lucrăm nu doar cu bisericile din oraș, dar să mergem și afară, în sate, pentru că satele sunt destul de neglijate. Mulți păstori nu vor să meargă în sate, zice, dar nu merg, că nu-mi plătește nimeni motorina. Dacă se face colectă,
nu mă ajunge nici de un sfert de litru de motorină ce se adună și nu prea vor să meargă. Sunt foarte puțini care ies în afara orașului și merg în sate. Și noi am văzut că această nevoie de evangelizare și în satele din afara orașului. Iar avem, cum am zis, până recent am lucrat în biserica din Walvis Bay și din septembrie ne-am mutat în capitală și acolo Dumnezeu ne-a îndrumat spre o altă biserică cu care lucrăm. Deja am început activitățile în biserica din capitală. Marinela se ocupă, deja a început să se ocupe cu școala duminicală, împreună cu păstorul de acolo. Noi, chiar înainte să venim, am avut 3 zile de și evangelizare și am avut vizitatori deja din afara țării și mulțumim Domnului pentru toate aceste oportunități de slujire și biserici cu care noi lucrăm și încercăm să clădim o învățătură sănătoasă și oamenii să vină la biserică nu pentru că așteaptă să primească ceva, ci pentru că vor să vină și vor să aibă o relație cu Dumnezeu. Dragi telespectatori, suntem împreună cu Sandu și cu Marinela Maghiar. Vă reamintesc, misionari în Namibia, iată de un deceniu acum, prin harul lui Dumnezeu și iată ce chemare frumoasă și ce lucrare complexă le-a pus Dumnezeu înainte. Am mai fi avut lucruri pe care cu siguranță le-am fi putut împărtăși în episodul acesta. Probabil ne-ar mai fi fost necesar unul, dar cu ocazia asta le reînnoim invitația să revină în studiourile Credo data viitoare, poate mai devreme de 4 ani, cine știe. Însă înainte de a ne despărți, avem obiceiul ăsta de a ruga pe toți invitații să ne lase o listă cu principalele motive de rugăciune, rugăciune pe care încurajăm să o facă toți telespectatorii, credincioși și cei care ne ascultă, pentru că suntem conștienți că e una din formele de sprijin pentru misionari, e una din modalitățile de implicare în lucrarea lui Dumnezeu. Da, este odată și latura financiară și materială și încurajăm mereu pe toți credincioșii să-și aducă aportul, pentru că altfel nu se poate dezvolta împărăția lui Dumnezeu și lucrarea sa. Este posibilitatea de a merge la modul propriu, pe terenul de misiune, pe termen scurt sau pe termen lung. Dacă Dumnezeu oferă chemarea asta și ați fost binecuvântat să aveți, din câte înțeleg, și români acolo și cred că ușa e deschisă dacă Domnul îi cheamă și pe alții, dar rugăciunea rămâne accesibilă pentru toți și ne-ar ajuta, așa am apreciat, să ne listați la final câteva motive de rugăciune careva dintre voi și apoi poate celălalt să ne adreseze un salut final și să ne-l și traducă dintr-un dialect local cu care sunteți obișnuiți. Da, în special să vă rugați pentru noi ca și familie. Avem mare nevoie de rugăciunile dumneavoastră. Dumnezeu să ne păzească din punct de vedere fizic, spiritual și mental, pentru că de multe ori sunt lupte, sunt atacuri și vrem ca Dumnezeu să ne protejeze în primul rând pe noi ca și familie, copiii noștri. De asemenea, să continuați să vă rugați pentru bisericile din Namibia, pentru pastorii din Namibia, pentru bisericile din CETO, din PIPO, liderii din biserică. Soner este unul dintre liderii din CETO, Nelson, Wilson. Continuați să vă rugați pentru ei, ca Dumnezeu să îi întărească, Dumnezeu să îi țină tari lângă El. De asemenea, noi ne dorim să aplicăm pentru rezidență în Namibia. Dacă e voia Domnului și această ușă să se deschidă, pentru noi ar fi o mare binecuvântare și am avea mai multă libertate de lucru, de lucrare. Pentru școala Thrive Christian Academy,
ca Dumnezeu să o facă o școală care să ajute cât mai mulți copii să, și nu doar copii, dar și vrem să avem un impact în viețile familiei lor, de asemenea să legăm relații cu părinții și să ajutăm să crească copiii, dar de asemenea să ajutăm să vină lângă Dumnezeu și să se apropie de Dumnezeu. Dacă am... Mulțumim! Salutul vi-l aduc atunci din limba Oshivambo, dialectul Oshikwanyama. Înseamnă Dumnezeu să vă binecuvinteze, omene nekuyambeko. Mulțumim frumos! Același lucru vi dorim și vouă și tuturor celor care sunt aproape de voi și slujesc pe Dumnezeu în acele zone îndepărtate. Dar când zic vouă, ne gândim la întreaga voastră familie. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi, copilașii și cei dragi de acasă, care probabil sunt primii care vă țin spatele, și bisericile strâns legate de voi și lucrarea pe care o faceți. Dragi telespectatori, să punem la inimă motivele și să ne asumăm rugăciunea și mijlocirea și să considerăm că n-a fost accidentală vizita lui Sandu și a lui Marinela în acest studio și să o luăm ca pe o provocare la slujire. De asemenea, haideți să explorăm și mai mult lucrarea lui Dumnezeu și câmpurile de misiune, citind din revista Noi Frontiere diferite informații, actualizări și punându-ne la zi cu motivele pe care calendarul oferit de Agenția Pentecostală de Misiune Externă ne-l pune la dispoziție. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta și, dacă va fi cu voia Lui, să ne revedem cu bine într-un alt episod, în același studio, săptămâna viitoare, la aceeași oră. Fiți binecuvântați!